Campionatul din România este aproape de final, așa că astăzi vom construi echipa sezonului din campionatul nostru, așa că hai să vedem ce am realizat. Începem cu portarul, una din cele mai dificile decizii, pentru că pe această poziție avem cel puțin 3 portari de valoare, aceștia fiind Arlauskis, Bălgrădean și Pigliacelli, ultimul fiind și cel ales de noi. Italianul în vârstă de 25 de ani a venit la Craiova în sezonul acesta și a dat dovadă de o personalitate de învingător, un jucător care nu se mulțumește cu puțin, iar prin prestațiile sale din poarta Craiovei a atras atenția unor echipe de mijlocul clasamentului din Seria A. Suma de transfer ridicându-se undeva la 3 milioane de euro, italianul a ieșit în evidență și prin penaltiul executat în fața celor de la FCSB. Fundașul dreapta a fost din nou greu de ales, pentru că pe această poziție evoluează Romario Benzar, un fundaș cu un apetit ofensiv bun, dar l-am preferat pe Cristian Manea, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, un jucător cu calități defensive foarte bune, care oferă o siguranță defensivă și pe care o să-l vedem și în vară la campionatul european Under-21. Fundașii centrali aleși de noi sunt Bogdan Planici, sârbul din defensiva lui FCSB. De când a venit în România, a avut prestații foarte bune, primind și banderola de capitan de câteva ori, un jucător care a rezolvat o parte din erorile stelei din defensivă odată cu venirea lui. Al doilea este Vinicius, brazilianul de 34 de ani, este un fundaș experimentat, care gafează de foarte puține ori și are un joc aerian foarte bun. Fundașul stânga este Nicușor Bancu, jucătorul Craiovei care evoluează uneori și mai în față, este un jucător foarte bun pe faza ofensivă, dar face și faza defensivă destul de bine, acesta este cotat la 1,8 milioane de euro și este unul din liderii echipei. Trecem la mijlocașii defensivi, primul fiind un alt jucător al Universității Craiova, nimeni altul decât Alexandru Cicăldău, jucătorul care a fost cumpărat cu 1 milion de euro, s-a dovedit o achiziție inspirată, acesta a primit tricoul cu numărul 10 și a avut prestații bune, iar acum cota lui de piață a ajuns la 4 milioane de euro și poate să mai crească dacă acesta va avea evoluții bune la campionatul european Under-21. Celălalt mijlocaș cu profil defensiv este Djokovic, fotbalist care evoluează pentru CFR Cluj, un mijlocaș box-to-box care are o detentă foarte bună fiind ajutat și de înălțimea lui, acesta oferă siguranță defensivă dar ajută și ofensiva la fazele fixe. Mijlocașul dreapta este Denis Man, fotbalistul pe care Gigi Becali vrea să obțină zecile sau chiar sutele de milioane, acesta chiar dacă nu valorează atât, tot este un jucător valoros, tehnic și care are execuții bune și poate în viitor va ajunge la o echipă foarte mare. Mijlocașul ofensiv central este Yannis Hagi, fiul marelui Gică Hagi, care după ce a fost răscumpărat de la Fiorentina, a avut evoluții foarte bune devenind liderul echipei la care evoluează, acesta remarcându-se cu felul unic prin care lovește mingea cu ambele picioare și execuțiile sale libere. Mijlocașul stânga este Mbappé de România, Florinel Coman, un fotbalist care anul acesta a avut evoluții bune, fiind unul sau poate cel mai bun jucător al stelei, impresionând prin driblingul și viteza sa, iar Becali poate va încasa mulți bani pe el în viitor. Ultimul jucător este George Țucudean, atacantul care, deși a avut unele probleme cu sănătatea, acesta a demonstrat că este cel mai bun jucător al lui CFR, un adevărat marcator, acesta reușind să marcheze un gol din 2 ocazii, iar în prezent este golgheterul campionatului. Antrenorul acestei echipe este Gheorghe Hagi pentru că a arătat un joc foarte frumos, ofensiv și an de an creează noi fotbaliști valoroși. Aceasta este echipa sezonului din campionatul României. Am vrea să ne scrieți în comentarii cum credeți că ar arăta pentru voi echipa sezonului și bineînțeles nu uitați de like, share și să vă abonați, iar dacă sunteți deja abonați să apăsați și pe clopoțel. Salut!